Omul de afaceri Gruia Stoica, născut în județul Galați, este președintele Grampet Group, o companie mamut din sectorul transportului feroviar de marfă din România și Europa Centrală. În 2010 a fost considerat unul dintre cei care au devalizat CFR, conform dezvăluirilor jurnaliștilor de la Adevărul. Gruia Stoica, absolvent al Colegiului Național de Apărare și a Universității Naționale de Apărare Carol I, a fost și vicepreședinte al Fundației Colegiului Național de Apărare, cât și președinte al Consiliului de Afaceri România-Kazahstan. La 21 de ani, Stoica a pus bazele uneia dintre primele societăți pe acțiuni în România. Două decenii mai târziu, gălățeanul a fost inclus de revista Forbes România în top 500 miliardari, fiind situat pe locul 8, iar în top 300 cei mai bogați români, editat de revista Capital, a ocupat locul 10. În 94, vânzarea de produse metalurgice în țară și în străinătate îi aducea milioane de dolari profit, a susținut el în diverse interviuri. De fapt, scrie presa vremii, el comercializa fier vechi de la afectarea uzinelor Tecuci, Mărășești, Agiud și Bârlad. În 2000, după ce transportul pe calea ferată a fost liberalizat, Gruia Stoica a obținut licența de transport și a înființat Grup Feroviar Român, format dintr-o încrengătură de societăți mici, majoritatea abonate la contracte cu CFR, potrivit Adevărul. Una dintre societățile aflate în Grup Feroviar a ilustrat puterea pe care o avea Stoica în anii 2000. Remar SA a fost achiziționată de Grampet SA cu mai puțin de 700.000 de euro, iar Ministerul Transporturilor a șters toate datoriile întreprinderii. În 2010, aceeași sursă relata despre un scandal de proporții care este pe cale să izbucnească în legătură cu modul cum compania Conpet SA, cu capital de stat, a acordat un contract de transport de petrol pe calea ferată în valoare de circa 50 de milioane de euro companiei conduse de Gruia Stoica și fratele său. Mai exact, oferta depusă de CFR Marfă, firmă controlată de Ministerul Transporturilor, a fost respinsă de Conpet. De asemenea, o firmă controlată tot de Ministerul Transporturilor, societate la care Ministerul Economiei este acționar majoritar. Câștigătoare a fost firma lui Gruia Stoica. Totodată, încă din 2005, omul de afaceri, tatăl și fratele său, au intrat în atenția de ICOT, fiind cercetați pentru privatizarea companiei Transbordare Vagoane Marfă. Stoica a fost urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri. Dosarul a trecut inclusiv pe la Curtea Constituțională, iar procurorii au obținut o expertiză care atestă un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro. În 2014, Stoica a fost arestat de DNA, acuzat că i-a dat 3 milioane de euro avocatului său, Doru Boștina, pentru a afla prețul cerut de CFR Marfă, principalul concurent al GFR, la o licitație organizată de Complexul Energetic Oltenia. Licitația avea ca obiect transportarea cărbunelui pe o perioadă de 3 ani, începând cu 1 aprilie 2014. Valoarea estimată era de peste 100 de milioane de euro. Instanța a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 29 de zile. 2 ani mai târziu, Gruia Stoica a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Potrivit deciziei inițiale dată în 2020, afaceristul a primit o condamnare de 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar tatăl și fratele său au primit și ei condamnări în cadrul aceluiași proces. În ianuarie anul acesta, omul de afaceri a aflat că i-a fost respinsă cererea de rejudecare a dosarului Transbordare Vagoane de către Curtea de Apel Iași. Gruia Stoica a ajuns să concureze cu CFR Marfă folosind 49% din vagoanele și locomotivele companiei de stat, scria feroviarul.ro în 2015. Un document întocmit în vara anului 2014 de către CFR, dar și un raport de audit, arată activitatea unei asocieri Paradox, un joint venture între CFR Marfă și principalul ei concurent din piața transportului feroviar de marfă, Grup Feroviar Român. Acționar în această asociere a fost și Raiffeisen Bank, care și-a vândut acțiunile către Grup Feroviar Român, Stoica devenind astfel acționar majoritar într-o companie a statului. Asocierea s-a numit Rolling Stock Company. În 2011, CFR a închiriat 40 de vagoane de la Rolling Stock Company, deși compania gestiona vagoanele statului. La 7 ani de la înființarea acestui joint venture, CFR nu a încasat niciun leu din dividende. Întrebarea care s-a născut din această ascensiune este: cine îl susține pe Gruia Stoica? Potrivit ziuanews.ro, ascensiunea fulminantă a omului de afaceri a fost susținută de mai mulți miniștri ai transporturilor. Conform spuselor lui Traian Băsescu, omul de afaceri devenit stăpân peste CFR Marfă este un apropiat al lui Victor Ponta. În acel an, compania de stat a fost scoasă la vânzare.
Gruia Stoica nu avea bani. Sunt date mai intime, mai de familie. Nu le-aș etala. A vrut să-și ajute un amic, un prieten, dar a ieșit prost. Gruia Stoica a căutat sursă de finanțare și în Federația Rusă și la Exim Bank. Unde a fost problema mea, nu neapărat știind o oarecare relație între Ponta și Gruia Stoica, ci pentru că însemna compromiterea definitivă a României. CFR Marfă nu e o companie de tip chioșc, are potențial uriaș. CFR Marfă e la fel ca TVR, totul e să o împingă în insolvență și să vină unul ca Ghiță sau Voiculescu să o cumpere pe nimic. E foarte greu să spui că aici a fost vorba de corupție, dar când te uiți la modificarea condițiilor, nu poți să nu te gândești că există o oarecare relație între premier și cumpărător. Reacția lui Traian Băsescu, președinte al României, la acel moment a venit după ce premierul de atunci, Victor Ponta, s-a arătat foarte indulgent față de Stoica. Omul de afaceri nu a reușit să plătească la termen suma de 202 milioane de euro pentru 51% din acțiunile CFR Marfă, iar Ponta s-a oferit să discute o prelungire a termenului cu ministrul transporturilor. Grup Feroviar Român și-a scuzat atunci întârzierea la plată pentru că ar fi în așteptarea unui aviz de la Consiliul Concurenței. Totodată, tentativa de privatizare a eșuat. Comisia de privatizare a comunicat către Grup Feroviar Român că privatizarea nu poate avea loc deoarece unele bănci creditoare ale CFR Marfă nu și-au dat acordul pentru schimbarea acționariatului. De asemenea, Consiliul Concurenței a susținut că nu a avut timpul necesar pentru a se pronunța asupra tranzacției. Ultimul cuvânt l-a avut însă Traian Băsescu. A fost o strategie aprobată în guvern. A fost schimonosită prima parte pentru a scoate un anumit câștigător. Opriți-vă! Este ilegal! A declarat fostul președinte la acel moment.